2 aprilie este Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, o zi pe care Direcția Generală pentru Protecția Copilului nu a lăsat-o să treacă neobservată. Noi marcăm acest eveniment, iată, a patra oară prin organizarea acestui marș, devine o tradiție. Autoritățile încearcă să atragă atenția asupra bolii. Autismul este o afecțiune care îi împiedică pe copii să relaționeze cu cei din jur. Dacă diagnosticul este stabilit de vreme, copilul poate fi vindecat în totalitate. Este o tulburare de dezvoltare care, compensată de timpuriu, dacă copilul face terapie de la o vârstă foarte fragedă, încă de la 2-3 ani când se descoperă că are această problemă, poate fi compensată terapeutic, astfel încât persoana este recuperată. Statul nu asigură prea mare sprijin, iar tratamentul și terapiile moderne care vindecă în totalitate boala depășesc 1000 de lei pe lună. Te sprijiniți îndeajuns de stat? Nu. Nu, foarte. De 6 ani. Are 6 ani, nu e voie. Și l-aveți la centru? Da, da. Ați descoperit de la început că... La 2 ani aproape am descoperit. De cât timp o aveți dumneavoastră? Eu am de la o lună pe aia, și Sofie. Da? Și cum ați descoperit că spre la un an și când a fost băgat în programul de adopție a fost descoperită și de atunci am început terapia. Statul îi sprijină suficient? Consider că nu. Peste 250 de persoane au mărșăluit din fața Direcției Generale pentru Protecția Copilului până la prefectură. Ziua de astăzi este celebrată în întreaga lume.